Bună dimineața, Suceava, bună dimineața, doamnă și domnilor. E un eveniment mai special pentru noi astăzi. E ultima săptămână de campanie din cea de-a doua perioadă a campaniei pentru prezidențiale. Ne aflăm la Tacoloco într-o cu tot o altă poziție decât eram obișnuiți inițial. Nu mai suntem la perete, suntem la Separeu și nu suntem cu oricine, suntem cu președintele Consiliului Județean și liderul județean al PNL Suceava, domnul Gheorghe Flutur, și invitații săi pe care îi veți vedea mai îndată. E o premieră pentru noi, e o premieră și pentru masă. Bine ați coborât cu picioarele sub masă, domnule. Mulțumesc foarte mult. E chiar o surpriză să beau cafeaua cu Mihai Chira de dimineață. Acum să vedem eu. Dar nici nu m-ați invitat foarte des. Nu, recunosc că așa e. Nu prea beau cafea, dar felicitări pentru acest cadru neconvențional, așa, la botul calului, cum s-ar spune. Cailor. Interesant abordarea. Salut și eu News Bucovina că m-au invitat și vă felicit pentru ce faceți. Și noi vă felicităm pentru ce faceți. Ce ați făcut până acum? Ce aveți de gând să faceți mai departe? Am multe de gând să fac mai departe, dar acum îmi beau cafeaua cu tine, după care vedem noi ce e de făcut, pentru că mă uit afară, vremea se schimbă de miercuri. De la întâlnirea cu voi aici plec la Spitalul Județean pentru că deschidem șantiere noi. Miercuri o să vă spun mai multe, avem niște surprize foarte plăcute și investiții noi la Spitalul Județean Suceava, iar la ora 11 sunteți invitații mei, presa de Suceava, la aeroportul Ștefan cel Mare, unde facem o vizită să vedem stadiul construcției noului terminal. Asta așa deocamdată. După masă plec pe teren pentru că vreau să verific pe cei care fac marcaje rutiere. Sunt cam supărat că în niște zone deja ne-a prins ceața și încă nu sunt marcajele făcute. Și tot așa. Asta e o zi de lucru. De ce 70%? Nu va ajungea un 60, un 50 plus 1? Nu, vreau să pun pronostic pentru Claus. Merită mult mai mult. Ce le spun în ședințele, ăla-i pragul minim. Eu am vrut să înțeleagă că n-am să mă supăr dacă fac peste 70%, dar eu fac așa, să fiu realist, o poză, și îmi dau seama că electoratul sucevean, căruia vreau să-i mulțumesc pentru primul tur, va veni la vot și dacă ne uităm în ecuația de vot, cât a luat Klaus Iohannis, ce a votat electoratul lui Barna, lui Paleologu, în bună parte și a lui Diaconu, asta înseamnă procente mari de suceveni care vor vota Klaus Iohannis. Asta cred eu. Suntem în ultima săptămână de campanie. Klaus Iohannis a fost nu de mult la noi. Uitați-vă că acum decernează un premiu din nou, decorație specială de la Cotroceni pentru Muzeul Bucovinei. A făcut-o pentru Spitalul Județean. E destul de implicat aici, dar eu doresc autostradă și de aia v-am spus că îmi cumpăr păpuci pe care se scrie autostradă. Nu mai aveți cizme de la inundațiile din primul an? Am și cizme. Asta e până ce pregătesc platforma. Eu vreau să circul cu păpuci pentru că va fi întâi piatră și după aia va fi asfalt. Dar de ce erau așa de disperați domnul Lung și domnul Bolan? Haideți, Suceveni la vot, că am fost în conferință de presă foarte... Nu cred, eu cred că așa au toate motivele disperat, să fie relaxați. Nu au fost, eu nu i-am văzut așa. În schimb, mesajul nostru pentru suceveni era să răspundem acestor buruiaje, știri mincinoase din partea PSD-ului. Este ceva și de râs și de plâns. Văicărea la Viorica și a celorlalți. Vedeți că vă taie, că nu știu ce vă fac. Stai liniștită, Viorica, nu taie nimeni nimic. Problema este că va trebui să gestionăm în această iarnă. N-avem cum să nu spunem și ce ați lăsat în urmă. Văd că se supără când ne spunem asta. Dar cu toate astea sunt soluții garantate pentru rezolvarea problemelor și la timp și pentru plata pensiilor și nici de cum nu se vor tăia. Din contră, trebuie găsit soluții de majorare cu inflația pensiilor și pe viitor de găsit, pentru că așa e legea, legea spune clar, să majorează cu inflația în fiecare an. Cu un anumit procent, da. Exact. Dar, dincolo de asta, cred că trebuie să facem un echilibru în această țară, adică numai Suceava, care 110.000 de oameni care lucrează din 759.000 de locuitori, față de Cluj, care are undeva la 250-260.000. Noi suntem dezechilibrați. Deci bătălia va trebui să fie pentru crearea de noi locuri de muncă, să fie contribuabil și pentru dezvoltarea județului și pentru pensii. Între Gheorghe Flutur și Cătălin Echifor, Ioan Stan l-a ales pe Gheorghe Flutur. Dumneavoastră pe cine alegeți? Între Ioan Stan și Cătălin Echifor? Pe Klaus Iohannis.
Așa ați hotărât. Categoric, da. Nu știu de ceilalți, nu știu. Nu mă interesează. Haideți, vreau să discut de mult. Povestea asta, ați fost acuzat de blat cu Ioan Stan. Ați primit foarte mulți bani de la guvernul PSD. Ați fost așa mai domol în ultimii trei ani. Acum ați ieșit deodată și totuși, no. Când a fost să-l bateți sau forticeni, nu ați bătut. Da, i-am lăsat un procent pentru turul 2. Da, mai aici protagoniștii care o să vă explice mai multe. Însă, odată, poate oricine să spună orice și respect poziția, dar Vlad cu PSD-ul, la mine... Da, cu PSD-ul, doar cu Ioan Stan. La mine, pe bune se învârt strămoșii mei în mormânt. Deci nu-s construit să am vreodată vreo cârdășie pe partea stângă. Doi, asta așa e o glumiță, eu am luat-o ca o glumiță, pentru că am fost omul care am ținut steagul de dreapta aici în județ. Domnul Chiraș, când erau 11 parlamentari la PSD și senatorul Flutur singur în opoziție, de făceau ăștia ședințe, cum să mă mai execute, să mă oprească? Dacă atunci am rezistat eu, acum, ce treabă are una cu alta? Și până la urmă nici nu e un conflict sau război. Din punctul meu de vedere, eu vreau autostradă și repede spre copiii mei la București și spre vest. Și ăștia nu vor. Ăștia au vrut câte un kilometru de asfalt electoral în niște localități să-și țină primarii subordonații lor. Și până la urmă mie mi se pare că e bun și asfaltul ăla, dar să-mi pedepsești copiii să plătească următorii 30 de ani împrumuturile pentru nimic, nu mai convine. Și m-am suflecat și mă lupt. Și vreau să câștigăm. Klaus Iohannis. Da. Pentru că, în primul rând, cu guvernul lui, Klaus Iohannis spune foarte clar, am avut un guvern ostil din 2016 și am văzut ce s-a întâmplat. Tot ce aș fi vrut eu să fac, mi-au întors pe dos pesediștii. Acum deja e lucru concret, avem guvern liberal. Îl vom avea și în continuare și să stea liniștit protagoniștii că vom avea anticipate, pentru că noi nu așteptăm să ne erodăm ca să vină ei pe turnantă peste jumătate de an la guvernare, ca să dăm drumul la marile proiecte. Iar pentru Suceava, ca aerul de important este legătura cu Bucureștiul și cu Vestul. Autostrăzi trebuie să scrie pe noi în perioada următoare. De la asta discutăm, domnul Chira, orice și la cafea. Dar dacă faci 14 ore până la București cu 3 carnete în buzunar, că trebuie să ți le ia dacă încalci și cam încalci regulile de circulație la câtă restricție este, mai ales dacă te și grăbești, e o problemă. Nu sunt adeptul, Doamne feri, să se încalce. Am spus metaforic, dar noi suntem condamnați la izolare când lucrurile se mișcă cu așa o viteză. Nu e miciudă un pic pe Alba, pe Sibiu, pe Cluj, care totuși au autostradă, tirul cu marfă urcă imediat pe autostradă. La mine nu vine, n-am ce tir să... Am aici doi tineri care o să vă vorbească, ei sunt cu firme internaționale care lucrează și au venit în PNL, cred că tot pentru asta. Am înțeles. Vreau să spun că avem alături de noi în această dimineață pe doi dintre două figuri emblematice pentru noastră de săptămâna trecută. Este vorba de domnul Ionel Vasiliu de la Fălticeni. Bună dimineața, domnul Vasiliu. Bună dimineața. Și domnul Bogdan Loghin. Bine ați revenit, domnul Loghin. Am să încep cu Fălticeni. De ce vă mănâncă să candidați acolo în fieful, în enclava PSD? Pentru început, mă bucur că ați schimbat locația ca să nu se ia pentru cei de altă culoare, din partea cealaltă. De obicei, mai țineați, scaunele, erau știți, mai mulți. Da, e bine. Se așezați după noi, se ia ca după popă. A fost o provocare și este o provocare în continuare. Așa cum a spus și domnul președinte, și eu m-am săturat. Nu mai vreau ca virgulă copiii mei să trăiască într-un mediu dezolant, să crească într-un mediu în care educația nu are niciun fundament. Îmi doresc ca experiența de până acum, acumulată doar în privat, să fie pusă în practică la Fălticeni, să arătăm că nu mai suntem un oraș în care doar lucrările mărunte și doar nepotismele sunt o bază, ci pur și simplu ne putem dezvolta, putem crea un oraș predictibil, democratic, un oraș în care cetățenii să rămână. Vreau să vă spun un singur lucru, dacă prin 2005 a fost un recensământ în care erau 25.700 de locuitori, astăzi sunt mai puțin de 20.000. Asta spune multe, înseamnă că cetățenii fălticenienii nu se simt în siguranță, nu există un mediu în care să se poată regăsi, să poată dezvolta, să-și poată întreține familiile. De aceea m-am hotărât ca eu să fiu un vârf de lance, împreună cu echipa de la Fălticeni, să facem o administrație frumoasă, administrație liberală, o administrație în care să ne întoarcem peste 5-10 ani, să avem același număr, 25.700 de locuitori. Aș spune ceva aici, pentru că e unul dintre tinerii
cu care mă mândresc, mă mândresc cu toți tinerii, dar eu l-am invitat să vină în partid, nu făcea politică. Este cu 20 de ani mai tânăr ca mine, așa mă trece un fior pe și un fior, așa, seama. Deși eu sunt verde în continuare și mocheta mi-am pus-o verde ca să vadă oamenii că încă sunt verde. Dar este unul dintre tinerii care a vrut să se implice. Este un antreprenor care are o firmă privată, face export de produse prelucrate aici în România, în special parchet din lemn, din ce știu eu, foarte important, deci lucrează într-o firmă nu ușor de gestionat, dar dovedește că poate da de lucru la oameni și a făcut performanță, Vasiliu. E implicat de o bună perioadă de timp în politică și, cum am văzut, Fălticeniu este alături. Să faci la alegerile de duminica trecută un scor cu echipa de acolo, bineînțeles, care se sufle în ceafă pe zelui, aproape barabara, un procent și ceva a mai lipsit ca să depășim PSD-ul în Fălticeni, în fieful PSD-ului recunoscut de toată lumea. Pentru mine a fost o mare surpriză. Și cum stați așa, că aveți ministrul culturii din Fălticeni, da, acolo? Da, așa este, dar vreau să spun că și el și următorul invitat și prieten de-al meu de aici sunt oameni care pot să-și asume garantat la 38 de ani să candideze la primării cu brio. Eu să fiu alături de ei, cot la cot, să luptăm, să începem modernizarea pe bune și a acestor zone. Și Fălticeniu este o zonă care, din punct de vedere economic, suferă, care are nevoie de o centură ocolitoare urgent, are nevoie de mediul de afaceri mai bine dezvoltat, are nevoie orașul cultural de a fi pus mai bine în valoare în perioada care urmează și, până la urmă, are nevoie de normalitate. M-am bucurat și mă alătur de acestor tineri în demersurile lor și avem foarte mulți și, normal, până la urmă, procesul de întinerire, de a da drumul la acest gen de oameni, chiar cândva o să trebuia să ne ia loc cu această generație și, normal, spun asta la Tacoloco, că cineva trebuie să ne ia loc. Care dintre cei doi ați prefera să vă ia locul? Deci, nu. Văd că domnul Vasiliu Șiriu vorbește mai bine decât domnul Login, adică e mai relaxat. Eu vreau să spun un lucru. Asta nu se ia că vreau eu sau... Important e să înțelegi că trebuie să crești și o altă generație. Am avut un coleg care mi-a zis despre un mare om politic că e Canucu. Nu crește nimic sub el. Nimic nu crește sub el. Păi și eu de multe ori, să știți, că n-am văzut pe nimeni să aveți la tinere din urmă. Avans încă mai e ce e. Eu cred că avem. Și acum, uitați-vă, am venit cu doi brazi din ăștia care cresc și avem și alții foarte, foarte buni, dar eu mă mândresc cu ei și așa este. Vasiliu este unul dintre ei, mai ales că este coleg de breaslă cu mine, inginer silvic. N-a profesat la Stan niciodată, nu m-am privat. Meseria lui este de inginer silvic, dar mă bucur foarte mult că e foarte hotărât și îl văd muncind enorm, stând de vorbă cu fălticenenii. Și ne-am întâlnit și cu un alt tânăr care nu și-a regăsit cadența în altă parte, în partea de stânga. Pentru asta și fost sancționat și dat afară. Eu am stat de vorbă cu... Și ați gândit că e bun pentru PNL? Am văzut că dacă el crede în programul Partidului Național Liberal și declarațiile lui de a-l susține pe Klaus Iohannis, m-a făcut să stau la masă, să beau o cafea și cu Bogdan Login. Domnul Login, bună dimineața! Bine ați venit! V-ați ținut promisiunea din primul tur de scutin. Klaus Iohannis a câștigat la Rădăuți. Siguranță. Ce faceți în Rădăuți? Și mi-aduc aminte postarea care am făcut-o în ziua votului și anume... Am făcut fotografia cu votul, cu buletinul, cu ștampila pe spate și am spus pentru viitorul normal de dezvoltare a României, completez și al Rădăuțului, pentru că nu ai cum să te gândești doar la România fără să iei parte în parte fiecare localitate care suferă și suferă de ceva ani buni, datorită modului de a pune problema, datorită viziunii, datorită felului de a face administrație și așa mai departe. Spunea domnul președinte și dau foarte mare dreptate, pentru că acum, bineînțeles, eu sunt foarte conștient, urmează perioada când voi fi pus la zid că provin dintr-un partid sau în altul. Dar nimeni nu se gândește că eu totuși pot să fac diferența. Adică în momentul când întrebi pe cineva ce înghețată îți place și spui că, nu știu, vanilie, trebuie să faci diferența. Adică probabil ai mâncat cacao și nu ți-a plăcut. Din punctul ăsta de vedere, spun la fel ca domnul președinte că România are nevoie de autostrăzi și de drumuri și investiții majore și nu de investiții precum PNDL-urile care s-au dat cum s-au dat și din punctul acesta de vedere inclusiv Rădăuțul a avut de suferit.
pentru că am spus, am văzut localități ca Totereștiu cu 29 de milioane de lei și Rădăuțul cu 5 milioane și aceea nimic pe drumuri, ceea ce am promis noi în campanie și nu s-a ținut de cuvânt. Adică modul ăsta de a face arbitrar și de a împărți banii în modul acesta este unul mai mult decât defectuos. Nu spun că nu este corect, pentru că până la urmă se regăsesc o parte din acele fonduri în localități. Dar un mod vizionar este cel prezentat de domnul președinte. Cât de mult l-ați urât pe Gheorghe Flutu cât era președinte a Consiliului Județean? Cât de mult l-ați urât pe Gheorghe Flutu că nu vă dădea bandra Consiliului Județean? Nu urăsc pe nimeni și prin natura mea sunt făcut să nu urăsc pe nimeni și tot prin natura mea sunt făcut să spun lucrurilor pe nume. Din acest motiv am ajuns în situația aceasta și vreau să fac, vă rog frumos, pentru că a fost o conferință de presă a domnului primar ultima dată în care spunea, domnule, că a plecat, că a cochetat, cu nu știu ce. Domnule, eu nu am cochetat cu nimeni, eu am spus lucrurilor pe față și am fost exclus, ca să fie foarte clar. Aș vrea doar un mic comentariu să fac. În primul rând, guvernul nostru, guvernul Orban, legat de PNDL-uri, pe înțelesul oamenilor, PNDL-urile sunt programele naționale de dezvoltare locală. Nu numai că nu le vom opri, le vom finanța mai departe și dezvoltăm și pregătim un PNDL 3, cel mai mult pe gaze naturale, deci racordarea României la gaze naturale. În primul rând, abordare serioasă cu gazele din Marea Neagră și asta e proiectul care Klaus Iohannis cere foarte mult să se întâmple cât de repede, să nu rămânem la mâna rușilor cu importul de gaz când ți-e lumea mai dragă să-l scumpească, că avem resursa noastră în Marea Neagră, dar extinderea rețelelor de gaz pe un alt program național de dezvoltare locală. Pe de altă parte, și PNDL-urile de până acum, ce aș putea eu să spun, că un copil de-al meu sau un tânăr de 25 de ani se gândește că o lăsată și o datorie pe sediște atât de mare. Bun, o vor plăti ei generațiile viitoare. Dar măcar dacă făceau ce au făcut ungurii, că au venit cu autostrăzile până la Borș. Noi n-am făcut nimic din infrastructura mare, dar am făcut datorii și n-am absorbit banii europeni gratis. Asta te doare. Din 10,5 miliarde de euro pe autostrăzi, 1,8. Deci voi gândiți-vă că nici 20% din banii pe autostrăzi n-au fost cheltuiți. Moldova izolată, ne pleacă tinerii. Autocarele din Rădăuț și are dreptate Bogdan Loghin. Vinerea scrie așa: Rădăuț, Londra, Rădăuț, Dublin, îți vine să plângi. Acolo nu sunt turiști care să viziteze Londra. Acolo sunt mozaicari, faianțari care se duc să le facă autostrăzi celor din Marea Britanie, de parcă ei n-ar avea, ei au, dar noi n-avem, n-am avut înțelepciunea să-i ținem acasă și va trebui să o avem noi, în mod garantat. Iar acești doi oameni, că vedeți doi aici, amândoi în vântarea face, străi cu 38 de ani fiecare. Amândoi sunt pe firme și sunt firme de export. Bogdan lucrează la o firmă, da, export din construcții fier metalice, fier forjat. Confecții metalice. Elveția. Foarte interesant. Deci să ții viața în piept, să știi ce e mediul privat și să faci și administrație. El a avut și această situație și a fost sancționat pentru un delict de opinie. Eu nu vreau să comentez adversarii. Invitația mea pentru generațiile lor e să modernizăm județul Suceava pe bune. Și modernizarea, voi vedeți cu ce viteză se mișcă lucrurile. Uitați-vă în curtea vecinilor în vest, în Ardeal. Și o să vedem cum se mișcă Oradea, cum se mișcă Brașovul, Sibiu. Și noi trebuie să încercăm să ținem pasul cu ei dacă vrem să nu ne plece tinerii. De aceea beau cafeaua cu ei astăzi și cu voi și vreau să îi încurajez să se suflice la treabă. Am înțeles. Domnul Loghin, vreau să vină dumneavoastră un pic. Am un subiect interesant pe care vreau să-l discut. Tu spuneați că ziceți lucrurilor pe nume. Astăzi la Rădăuț este ședință extraordinară. Veți fi dat oficial afară din funcția de consilier și din funcția de viceprimar al municipiului Rădăuț. Ordinul l-am primit. Ați primit ordinul, totul e în regulă. Da. Nu este în regulă, dar nu mai am spus că nu-l contest. Deși este total în regulă, aș putea să câștig în instanță, nu contest. Merg înainte pentru că, încă o dată, nu trebuie să ne batem joc de banul public. Salariul meu tot din bani publici este. Da. Și în momentul în care mie mi s-au redus atribuțiunile sau... Ziceți că nu-l mai meritați cumva. Nu meritam. Deci nu meritam salariul pentru fișa postului respectiv. Bun. Pe cine vedeți următorul viceprimar? Nu știu, pentru că, vă dați seama, eu ieșind din ecuație, din toate punctele de vedere în momentul acesta, eu din ce am înțeles, domnul primar ar dori cât mai mult să rămână fără viceprimar. De ce? E mai simplu așa? Probabil am fost prea mai bine fără mâna dreaptă sau fără mâna stângă? Mâna dreaptă depinde cum o folosești, știți? La un moment dat poți să-ți folosească sau poți să nu.
El, din punctul lui de vedere, a considerat că nu i-am folosit. Am înțeles. Mai este o poveste acolo la, în Consiliul Local Rădăuți. Știți că este foarte fragilă, știe și domnul președinte, foarte fragilă majoritatea pentru constituirea unei majorități. Da. În momentul de față am auzit pe culoarele primăriei că se vehiculează că PMP-ul ar vota cu domnul viceprimar, cu PSD-ul. Și că ar vota dintr-un singur motiv. Că unul dintre consilierii locali, domnul Sorin Robu, este mai nou angajatul serviciilor comunale. Asta firma, societatea de la care a provenit domnul primar și unde este în continuare manager cu postul suspendat. E adevărat? Știți ceva? Da, este angajat acolo de ceva timp și, bun, acum nu pot să vin eu să spun cum votează domnul Robu, pentru că ca și cum ați votat dumneavoastră împotriva domnului Frutu la o ședință. Eu am înțeles, dar este adevărat, vă confirm că domnul Robu este angajat de către servicii comunale. De acum recent? Nu, este cred că jumătate de an, ceva de genul. Deci e clar. Este ceva. Dar să știți că am vorbit, apropo, că ați deschis discuția și despre Bogdan Nicolau și PMP, pentru că Bogdan este la Rădăuți. Am avut o discuție cu el chiar azi dimineață și era foarte încrezător în câștigul lui Klaus Iohannis și chiar o să transmit pe această cale că urmează să vină și cu un comunicat spus de el, deci nu spun eu, în care va spune și el acest lucru. Am înțeles. Cât vreau să facem așa la pe final de misiune o poveste, cât scoateți Rădăuți pentru Klaus Iohannis de data asta? O să scoatem foarte mult pentru că vor fi mobilizați toți și mă voi implica activ, cum am spus și la Tineretul Liberal când am fost invitat, pentru că noi râdem, glumim, dar lucrurile nu stau chiar așa simplu. Și domnul președinte, când ajunge la București, trebuie să arate că este susținut și el cu adevărat la rândul lui, la fel cum face și el cu toate localitățile din zonă. Din acest motiv nu vă dau procente pentru că am pățit cu procentele. Așa, cu pixul știu, meu. Știu, îmi cer scuze. Îl bateți pe actualul primar? La vot? Îl bateți, veți câștiga. Pentru turul Hanis, da? Pentru turul 2, cu siguranță. Cu siguranță? Va fi o situație foarte interesant, plăcută în acest sens. Am înțeles, la Rădăuți cu surprize plăcute pe plus. Plăcute pe plus. La Fălticeni? Cum stați, domnul Vasile? Și la Fălticeni o să... Hai, nu ziceți că îl bateți pe domnul Stan acolo, la casă și pe domnul Coma. Nu că este doar un target, este o doleanță a fălticenilor. De data asta vom face istorie, îl vom bate, îi vom da două perechi de palme și PSD-ului. Eu atâta îmi doresc ca tineretul să iasă la vot, să înțeleagă că astăzi sunt tineri, sunt de 24-20 de ani, dar peste 5 ani nu vor mai fi atât de tineri și au nevoie să înțeleagă că este șansa lor să facă istorie și la Fălticeni. Eu îmi doresc foarte mult ca dreapta să se coaguleze, să se sudeze și să dea un vot pozitiv lui Klaus Iohannis. Asta este targetul nostru, să-l batem. Ce să vă spun, va fi mult peste 50%. Eu le urez succes când s-a referit la pereche de palme, în ghilimele, puneți în ghilimele, nu. O pereche de palme, o pereche de cercei. În sensul metaforic. Ăsta. Dar eu văd altfel puțin lucrurile. E nevoie de multă mobilizare. Și eu adresez sucevenilor această prietenească invitație să vină la vot. E prima chestiune, pentru că acum se hotărăște președintele. Dacă prezența va fi mare, va fi mai bine, pentru că participă un procent mai mare de suceveni la alegerea președintelui României. Sunt foarte încrezător că va fi Klaus Iohannis președintele României. Avem proiecte extraordinare cu Klaus Iohannis și de aceea rugămintea este să vină la vot. Și cei care au votat alți candidați, fie cei din USR pe care îi respect foarte mult și cei care au votat Toader Paleologu, și eu sunt convins că și mulți care au votat PSD și Viorica Dăncilă o să-și reconsidere acum atitudinea, pentru că fie au fost rugați, dar au avut ocazia în aceste zile să vadă o poză a Vioricăi Dăncilă care s-a făcut de râs până la capăt. Adică n-am cu nimeni nimic, dar penibilul ăsta de a te văicări cu inima românească în piept, de a te văicări pe piept, am vrut să spun, de a te văicări că nu te primește la o emisiune, dar tu n-ai dat curs invitațiilor la Cotroceni ani de zile, ai ignorat tot ce înseamnă modernizarea României, ai stâlcit în fel și chip limba română și acum doar vrei să te agăți. Mie mi se pare foarte penibil și președintele a procedat foarte corect. De aceea și eu sunt curios de procentul de participare a sucevenilor la vot, dar îi rog din suflet să vină.
De ce credeți că au votat primarii PSD atât de abitiri cu dumneavoastră? Pentru că au încredere în Klaus Iohannis. Ei știu clar că dezvoltarea zonei Moldovei și a Sucevei depinde enorm de mult de această relație și parteneriat între administrația locală, guvern și președinte. Oameni buni, cu o săptămână înainte a picat guvernul PSD. Mi-aduc aminte, în 2012 era invers. Deci nimic nu e întâmplător în viață. Picase înainte de locale guvernul MRU, dacă țin, Mihai Răzvan Ungureanu. Acum a picat guvernul PSD. Pe mâna lor s-au retras cei de la ALDE, au picat. Oamenii se gândesc la dezvoltarea zonei. Cine poate să aducă mai multă bunăstare în zona Sucevei decât acest parteneriat? Klaus Iohannis și îl votează. Guvernul liberal la București și eu sunt convins că în primăvară o administrație liberală cu foarte mulți liberali ca să facă ceva pentru zona. E pragmatică abordarea lor și mie mi se pare populația că a înțeles foarte bine, pentru că noi am postit în acești ani. Să-ți dea bucățica de centură după 7 ani, să-ți arunci așa că de o zvârtă și să ieșim spumos la televizor, să spunem, am adus cei mai mulți bani. Haideți să fim realiști. Că vă duceați la ministra sănătății și le îi spuneați pesediștii, le spun celor de Suceava, să aibă curaj să mă contrazică. Nu dați bani la Spitalul Județean lui Flutur, că îi faceți mușchi mari. Păi o să culegeți ce ați semănat legat de treaba asta. Și nu numai Spitalul Județean, foarte multe tălpi am avut. Gândiți-vă numai acel scandal penibil de la Dorna, cine duce gazul metan. Nici acum nu-i dată hotărârea de guvern, ne străduim noi să o dăm. Deci au promis 3 ani la rând, hotărâre dăm luni pentru conducta de gaz metan. Penibil, n-au făcut absolut nimic. Dar țineți minte că își rupeau hainele pe el, de ce a aflat Flutur primul că se dă hotărâre de nu știu care. Era un fel de concurs. Cine merge să spună la Dorna primul? Deocamdată le-am dat căldură și o să le dăm și ce mai trebuie. Știu numele prefectului, dar numele subprefectului nu știu de Suceava. Important este, după alegeri, sigur că guvernul își va nominaliza prefecții care sunt compatibili. N-are rost să discutăm. Președintele Consiliului Județean, nu o să discutăm. Sau bun. Nu trebuie să se transfere președinte, prim-ministru, președintele Consiliului Județean? Până la urmă, contați că vom veni cu profesioniști, oameni care să știe foarte bine meseria și mai puțin cu litruci. Cât punem aici la județ pe total? 60, 70, 70 și... Pentru că pe mine mă interesează prezența. Dacă prezența la vot va fi consistentă, aici are de câștigat județul Suceava. Dacă va fi prezență mai mică la vot, atunci sunt mai prudent și eu în a scrie ceva. Dar mai am o săptămână de rost papuci în teren și eu și pe final aș putea să spun, pentru că există și riscul unii să spună, iese oricum Klaus Iohannis, eu nici nu mă duc la vot, nu așa se face. Și trebuie până în ultimul minut să convingem electoratul că trebuie să vină la vot. Și de aia nu spun niciun procent. Vom câștiga categoric la Suceava, da. Am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Vă prind rar și atunci trebuie să vă stârg de emoții. Sandu Băișanu mai are loc lângă PNL? N-a vorbit cu mine, nu știu, nu m-am întâlnit foarte mult timp, eu nu cunosc agenda domnului Băișanu. A făcut Partidul Forța Națională, acum vine din poate, vă poate cunosc. Ajuta, nu vă poate ajuta. Știți dumneavoastră mai bine decât mine, deci n-am vorbit cu mine, nu l-am văzut de mult, cred că e vorba de poate un an de zile. Ar avea loc la PNL? Ar deci, mai avea loc la PNL? Uitați-vă că la PNL, numai astăzi de dimineață, ce plin e de tineri. Hai să trebuie să se grăbească să înțeleg dacă vrea să vină, că nu mai e loc. În zonele cu, de exemplu, cum e Ipotești, da? Unde aveți primarul, știți povestea de acolo, veți merge tot pe mâna tinerilor sau pentru 2020? Mine e la fel de important și cu tinerii și cu oamenii mai în vârstă, îi prețuiesc în egală măsură pe toți. Problema e să creadă cei care doresc să intre în campania pentru locale și să-și asume timp. Foarte important e să vrei și să-ți asumi timp. Eu l-am văzut pe Vasiliu la Fălticeni, umblă omul ăsta de dimineață până seara, stă de vorbă cu oamenii pe străzi, nu-i fudul, cum se spune la noi, e extrem, extrem de activ. Îl văd pe Bogdan Loghin, care este cel puțin la fel de determinat și am toate aprecierile pentru ei. Vom vedea. Problema este că noi trebuie să facem echipă, trebuie să facem parteneriat. O administrație județeană cu cât mai mulți primari, ca să schimbăm județul la față. Pentru că județul, până la urmă, se schimbă dacă fiecare din ei e gospodar și înțelege mesajul. Dacă ne gândim numai la populisme din astea și acțiuni cu tentă mai mult electorală decât consistență, nu sunt de acord. De aceea,
Și pe ei va scrie, pe papucii lor va scrie șosele de centură, autostrăzi, fără WC-uri în fundul curții și așa mai departe. E multă treabă, enorm de multă. Poate să fiți cinstit până la capul, nu-i prea mult, 80 de primari, 86, cât, dacă Doamne ferește, cu ghilimele de rigoare, îi câștigați 86 de primari, ce foarte spune? N-am spus de câți primari, vom vedea, deci sunt adeptul democrației, dar nici n-am să spun că e destul dacă Partidul Liberal va fi foarte bun și va avea 86 de primari. Asta cum e viața. Păi eu când am intrat în politică, din 111 erau atunci primării, 94 erau la PSD. Deci era, toți spuneau, e o nebunie ce vrea copilul ăsta, eram tânăr și eu ca ei, să bată atunci pe mărza. Și am umblat din sat în sat, nu din comună în comună, și parcă mi-aduc aminte ca la Polul Nord, tot mai puneam steagul, dar era greu. Și acolo îți trimitea într-o sală cu două voti și luate și te spunea întrebări incomode și dă-i și lup, cine ești tu, mă, copile, mă, tu nu vezi că încă ești moale în vârful capului, ce-i să faci tu, dă-i. Și am avut curajul și am luat pas cu pas județul Suceava de la PSD-iști. A fost un miracol atunci, dar asta trebuie să facem în continuare. Acum, dacă vor fi 86, Doamne ajută să fie bine, pentru că o să fie pentru toți. Eu ce cred? O să fie mari cheltuieli la curent electric, pentru că o să stea mult seara la lucru după masă. Și ziua, dar și după masă. Garantat vor avea factura mai mare, pentru că și la Consiliul Județean becul va fi mult mai mult aprins. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnilor viitori candidați, sigur, de primar și posibil. Eu vreau să-l asigur pe domnul președinte, cu cel puțin 2 în plus va avea. 2 în plus va avea. Da. Vă referiți la primar, Rădăuț, ca să întrebat, la Bramului, da. Și la Fălticeni, deci 3 în plus. La Gura Humorei, la duceți înapoi? Sau nu știți? Avem ce trebuie la Gura Humorei. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc. Vă aveți posibilitatea să beți cafeaua și apa. Haideți la vot, oameni buni, asta e. Bem cafeaua și cu sucevenii și cu drag vă invit. Cafeaua asta e de chemare la vot. O zi frumoasă, mă doare, mulțumesc invitațiilor mei de astăzi. Ne vedem mâine dimineață cu acelea surprize aici la Tafoloco. Eu sunt Mihai Chira, sunteți la subiectul zilei. Ne vedem mâine pe News Bucovina.